Ieri, consilierii locali din Megidia s-au întrunit în ședința ordinară a lunii martie, toți aleșii fiind prezenți la întâlnire. Ei au dezbătut și votat 31 de proiecte de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, al căror inițiator a fost primarul Valentin Vrabie. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare care a avut loc ieri în sala primăriei Megidia începând cu ora 17 s-au regăsit numai puțin de 31 de proiecte de hotărâri, toate întrunind cvorumul necesar aprobării. Primul, care a și fost votat în unanimitate de către consilierii locale, a vizat aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea pieței centrale din municipiul Megidia, pentru care este nevoie de 9.630.000 de lei. După reabilitare, piața va avea 1.749 de metri pătrați construiți. La punctul 2 s-a votat realizarea investiției construire drum comunal, clasa tehnică 4, DJ-222, DJ-381 în Megidia, proiect ce urmează a fi depus pentru obținerea finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Valoarea totală a investiției este de 21.318.224,46 de lei. Construirea unui astfel de drum comunal oferă oportunitatea eliminării traficului greu ce afectează în special zona de sud-vest a orașului. Un alt proiect important aprobat în unanimitate ieri este modernizarea infrastructurii rutiere în localitatea Valea Dacilor și Remus Opreanu, pe o lungime totală de 22.265 de kilometri de străzi. Cu o valoare de 31.649.381,37 de lei cu TVA, ce poate fi finanțat tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală sub programul Regenerarea Urbană a Municipiilor și Orașelor. Au trecut 8 luni de zile în care eu și administrația locală din Megidia am muncit, pot să spun pe brânci, nu greșesc cu nimic, întocmind documentații necesare pentru accesare de fonduri europene. După cum se știe, primăria Megidia are grave probleme financiare, datorii cu încă zecile de ani de plătit, iar noi nu putem sta 4 ani de zile cu mâinile în sân, așa cum am zis și în campanie electorală, și ne-am apucat de treabă. Până în acest moment, chiar astăzi, la ședința de astăzi, au fost aprobate 26 de documentații tehnico-economice pentru accesarea de fonduri. Luni se vor depune aceste proiecte la Ministerul Dezvoltării. În total sunt aproximativ 215 milioane de lei, 48 de milioane de euro, dar asta nu e totul. Noi, în toamna anului 2016, am mai depus încă 4 proiecte, unul dintre ele deja finanțat de 5,3 milioane de euro, iar 3 dintre acele proiecte sunt în evaluare. Deci, în total, în această perioadă, am întocmit documentații tehnico-economice, studii de fezabilitate și toate documentația necesară pentru 30 de proiecte, ce însumează aproximativ 336 de milioane de lei. De toți acești bani Megidia are nevoie ca de aer, iar eu mă voi zbate în continuare în următoarea perioadă ca acești bani să ajungă în Megidia. Care ar fi partea de cofinanțare a municipiului Megidia la toate aceste proiecte? Diferă între 2% și 15%. Însă ne-am asigurat că și partea de cofinanțare o vom primi, în niciun caz din credite, pentru că Megidia este îndatorată la plafonul maxim, așa cum am spus mai devreme, și nu mai poate accesa credite, deși nici eu ca om nu sunt adeptul îndatorării, ci vom găsi alte surse de finanțare nerambursabile, tot așa, de la alte instituții, gen Consiliul Județean. Tot în ședința de ieri s-au aprobat realizarea investiției și indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii și dotarea ambulatoriului Policlinica Megidia din cadrul Spitalului Municipal Megidia. Prin același program, cu o valoare de 29.587.380,63 lei. La punctul numărul 5, consilierii locale au aprobat realizarea investiției și indicatorii tehnico-economici pentru construirea a 2 terenuri de sport multifuncționale în incinta complexului sportiv Iftimiei Lisei din municipiul Megidia, județul Constanța, cu o investiție de 2.213.082,96 lei, inclusiv TVA. Se va realiza un teren multisport în suprafață de 968 de metri pătrați și un altul de fotbal în suprafață de 968 metri pătrați. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru și o abținere.
a consilierului local Marian Butnaru. La ceea ce înseamnă cele 26 de proiecte la care unul m-am abținut, celelalte l-am voit. Nu sunt proiecte, sunt propuneri de proiecte. Și era normal să votăm pentru. La punctul numărul 5 m-am abținut pentru că din nota de fundamentare alocarea însemna bani tot de la buget în condițiile în care pe programul european nu mai știu exact ce axă, ceea ce înseamnă baze sportive, sunt fonduri pe proiecte europene. Consilierii locali au aprobat și realizarea investiției și indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea infrastructurii rutiere în municipiul Megidia, în suprafață de 15.902 km de străzi, pentru care este nevoie de 28.362.297,34 lei. O noutate pentru Megidia o reprezintă înființarea unei creșe. În ședința ordinară de ieri fiind aprobat proiectul de hotărâre privind realizarea investiției și indicatorii tehnico-economici pentru construirea acesteia. Suprafața va fi amplasată pe strada Poporului numărul 48. Va avea o suprafață de 1337 de metri pătrați și va deservi aproximativ 160 de copii. În plus, prin Programul Național de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG numărul 28/2013 cu modificările și completările ulterioare, sub programul Regenerarea Urbană a Municipiilor și Orașelor, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, se vor realiza investiții pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea mai multor instituții de învățământ din municipiu. Astfel, aseară, punctele de la 8 la 27 au vizat aprobarea realizării investițiilor și a indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea următoarelor școli, grădinițe și licee. Grădinițele numărul 3 și 11, grădinița Piticot, grădinița numărul 8, grădinițele Ion Creangă și Lucian Grigorescu, grădinița Valea Dacilor, școlile Constantin Brâncuș, Lucian Grigorescu, Mircea Dragomirescu, Spiru Haret, Mihail Sadoveanu, Ile Caragiale și Iuliu Prodan din Valea Dacilor, Colegiul Național Kemal Atatürk, Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu, Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu și baza sportivă a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu. O ședință fructuoasă, ca să o numim așa, pentru că au fost introduse pe ordinea de zi propuneri de proiecte pentru finanțare din fonduri ale bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării, reabilitare școli, grădinițe, construire de creșă, reabilitare drumuri, reabilitare ambulatoriu, deci propuneri curajoase și cu dorința, suntem cu dorința de a realiza aceste proiecte, să obținem finanțare de la Ministerul Dezvoltării și să se vadă aceste lucruri în oraș. Opțiunea a fost pentru a reabilita școli, grădinițe, pentru că învățământul este o prioritate în municipiul nostru, de asemenea străzile, drumurile din satele Valea Dacilor și Rămâș Sopranu, ambulatoriul care știți că este o clădire acum practic devastată datorită situației pe care am prezentat-o de foarte multe ori în ședințele de Consiliu Local. Sperăm să obținem finanțare și să realizăm aceste proiecte pentru orașul nostru și pentru cetățenii, pentru megidieni. În continuarea ședinței, consilierii locali au votat și realizarea investiției și indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei anexe a sediului primăriei municipiului Megidia. Tot aseară au fost desemnați reprezentanții colegiului local în consiliile de administrație ale Colegiului Tehnic Nicolae Titulescu și Liceului Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Megidia. În ședința ordinară a lunii martie s-au mai aprobat proiectele referitoare la planul de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Megidia, repartizarea a două locuințe tip ANL, mandatarea reprezentantului legal al municipiului Megidia în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, în conformitate cu OUG numărul 109/2011 și completarea anexei 6 la HCL numărul 157/2009. Ședința s-a încheiat cu prezentarea raportului de activitate al Poliției Locale Megidia pe anul 2016 la punctul diverse.